Este nu altceva decât ecoul războiului Federației Rusii împotriva Ucrainei. Iată, din păcate, a treia oară noi suntem supuși acestei experiențe. Și m-am uitat și pe hartă, într-adevăr, este foarte aproape de hotarul cu, cu Ucraina. Este o dovadă în plus că, iată, războiul din vecinătatea noastră. Poate și are, nu doar că poate, dar are și repercusiune asupra, asupra Republicii Moldova. Um, o, un argument în plus în favoarea consolidării capacităților noastre de a ne apăra spațiul nostru aerian. Ce aici trebuie să facem? Vom face uh, și suntem mai hotărâți în acest demers pentru că da, nu poți să te uh, lauzi sau să, te, să ai impresia că dacă este scris în Constituție că ești neutru, Uh, vezi, domnule, rachetele uh, știu de lucrul ăsta și ne evită. Nu. Noi, la modul foarte serios, trebuie să ne gândim și să luăm decizii pentru a ne apăra spațiul nostru aerian, pentru a apăra cetățenii noștri.